Bine v-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Așadar, dragilor, pornim repede la treabă. Noi nu avem timp de pierdut, dar cu ce să începem? Cu ce să începem? Cu tema, da? Ți-am promis că sunt cel care voi arăta tema, da? Așa, dragilor, știți bine că i-am dat să vadă camera bine. Una, două, trei, patru, cinci numere, da? Și asta constituie de împărțitul. Da. Și să fie împărți pe fiecare la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Deci pe prima ai făcut-o. Văd foarte bine. Te tem și urmăresc. Nu fac la numai așa, pur și simplu. Deci urmăresc dacă ți-ai făcut corect. Al doilea număr începe, da? Uite, al doilea număr aici. Al doilea număr, dragilor. Deci, nu tragem, nu fendăm, da? Nu. Bun, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iată al doilea, al treilea acum, da? Al treilea număr. La 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Excelent. Și în sfârșit al, nu, al patrulea, este asta. 1, 2, 3, 4, la 6, la 7, la 8, la 9, excelent. Și ultimul număr, deci al cincilea număr, deci, dragilor, este al cincilea, dar se vede foarte bine, e 1279 împărțit la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Așa. Și un lucru trebuie să mai faci, proba. Deci, adaugi pentru data viitoare la tema pe care o vei avea și proba la fiecare. Dar nu încă atâtea numere. Uite, sunt ca pe aici. Deci nu, să nu-ți dau atâtea numere, da? Atât de multe. Vom vedea, să dau mai puține, da? Că îți faci și proba. Cum am zis eu, de împărțitul. De împărțitul egal adică cu împărțitorul, o plus restul. Împărțitorul, oricâtul, oricâtul, da? Plus restul. Corect. Și ai obținut uneori restul 1, alteori restul 2, 3, 4. Totdeauna mai mic decât împărțitor. Ai sesizat asta. Da? Totdeauna restul e mai mic decât împărțitor. Așadar, dragilor, cu observația asta... Am făcut eu mai altul de la acasă. A, așa, ai încercat tu să-ți construiești niște numere? Da, am mai construit, am făcut din culegere. Am înțeles. Așadar, sunt foarte încântat. Te felicit. Mulțumesc. Și cu observația aceea te-a duci până la capăt. Deci proba că este esențial. Este esențial proba? Da. De ce? Pentru că nu știu dacă ai făcut corect sau nu. Corect. Bine, te verifici. Așadar pornim, dragilor. Tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa a treia. Azi în câte e? În 2? În 2. 2, azi 10. 10. 2018. Nu mai lungim vorba. Și am văzut că ai niște ieșiții. De ce nu am mai văzut eu un exercițiu. Deci ai avea tu vreo întrebare la care te-ai uitat? Da, că nu știu ce înseamnă veac. Unde? La... aici. Așa. Bun. Înainte de a trece aici să vedem treaba asta, vreau să chiar merg cu asta. Deci dacă mama are 38 de ani, problema asta, da? Dacă mama are 38 de ani, iar tatăl cu 6 ani mai mult, iar tatăl cu 6 ani mai mult, atunci peste 10 ani
Câți ani vor avea împreună? Câți ani vor avea împreună? Uite, profesor, da. Lasă, vorbim ușor. Deci, mama, dacă mama, vrei să mă întrebi ceva? Zi. Da, păi la problemă nu scrie că 10 ani. Lasă, că o iau ușor, să înțelegi ușor, da? Deci dacă mama are 38 de ani, iar tatăl are 6 ani, cu 6 ani mai mult, câți ani vor avea împreună peste 10 ani? 38 ori 6. De ce ori 6? Pentru că... Tatăl are deci, cu 6 ani mai mult. Cu 6. Nu de 6 ori mai mult. 38 plus 6. Deci mama, hai să spunem clar, mama, acum, 38 de ani. Tata, rezolvarea, da? Începem rezolvarea. Tata va avea 38 plus 6, zis, da? Adică? Da. Adică? Adică 44. 44 ani. 44, da? Ei, peste 10 ani, câți ani vor avea împreună? Păi 40 plus 10, 54. Deci odată 40 plus 10? Da, lângă 10 ani. 50 da. Și mama va avea 48. Deci mama, pentru mama, hai să mergem să răspundem, înseamnă 38 plus 10 și face 48, iar tata va avea cât? 54. 44 plus 10, 54. Și problema ne spune câți ani vor avea împreună. 54 plus 48 va fi 102. Deci, împreună, tata plus mama egal... Cât ai zis tu că n-am fost atent? 102 ani. Împreună. Da? Deci ai văzut foarte bine că trebuia să ai aflat întâi pe tata, că era cu 6 ani mai mare decât mama, iar ceea ce era foarte important era să vezi repede cât au peste 10 ani fiecare, ai translat, ai mișcat-o cu 10 ani, da. Și ai făcut suma în total. Ei, dar dacă ar spune, dar peste un secol, dar peste un secol, dar peste un secol. Ar trebui să știi ce înseamnă un secol, nu? Uh-huh. E, 100 de ani. Da? Păi, 138. Deci, repede, ai spus aici, pentru 38 plus 100, da? Și este egal cu 138. Și la cine adaug 100? La 44. 44, sigur că da, plus 100. Egal cu 144. 144. Da? Da? Deci, vezi foarte repede cum anume am făcut. Da. Dacă problema o punem peste, să spunem, peste 200 de ani. 238 și 244. Dar n-ar avea sens. Că mama nu poate să aibă peste 100 de ani. Nu trăiești nimeni 144. Deci nu trăiești nimeni 100 de ani. Așadar, vreau să zic că aici problema formulată în felul ăsta nu ar avea rost. Nu ar avea rost pentru că nu e o problemă practică, să zic așa. Nu e o problemă care să merită raționamentul și atenția noastră. Da. Ei, ceea ce a fost acolo problema era cu 10 ani. Deci, ceea ce l-a avut acolo scris era peste 10 ani, care are sens. Nu? Da. În felul ăsta. Deci,
Problema face referire la 10 ani. De ce am lăsat-o așa? Mergi peste un secol și ai văzut ce înseamnă și mă opresc aici și n-ar avea rost să merg mai departe. Da, dar în care scriau până când păi da, fac... Ori beac, nu? Da. Păi 10 ani am spus acolo. Ce înseamnă beac? Păi exact, 10 ani. Mm. Da? Deci aici trebuia să înțelegi. Altfel n-ar avea rost. Mai vedem încă o problemă. Familia Popescu are 4 copii. 2 sunt gemeni. Știind că suma celor 4 copii, vârstelor celor 4 copii este 9, iar produsul este dublu sumei, află câți ani are fiecare copil. N-am înțeles. N-ai înțeles-o. Mai, citești tu, atenți, atenți și vedem exact. Familia Popescu are 4 copii. Bun. Dintre care 2 sunt gemeni. Stop. Doi au aceeași vârstă. Asta e foarte important. Știind că suma vârstelor celor 4 copii este 9 ani. Excelent. Iar produsul vârstelor este dublu sumei. Află câți ani are fiecare copil. Noi trebuie să înțelegem bine problema. Tu știi bine asta, nu? Totdeauna. Dacă n-am înțeles-o, îl mai citim o dată, de 2 ori, de 7 ori, de 9 ori, până când înțelegem bine. Mai rar să înțelegem. Să o rupim acum. Familia Popescu are 4 copii. Stop. 4 copii. 4 copii. Să-i notăm. 4 cât? Dar zici că 2 sunt gemeni. Da. Hai să notăm cu litere noi. Deci, A... B, C, D. A, B, C, D. Dacă ne referim la vârstă, ceva trebuie să repete de două ori. Hai să zicem că A se repete de două ori, nu? Sau și B-ul. Poate să repete B-ul, poate să repete C-ul, nu are importanță. Dar o literă trebuie să se repete, da? Deci, cum ar trebui să notez eu? Hai să zicem cu A. Gemenii. A... Iarăși A, da? Pe urmă, ce să spune? Plus B. B și respectiv C, da? Astea sunt copiii, copilul. Deci, cei doi gemeni. Gemenii au aceeași vârstă. A, A. De acord? Da. B și C. Acum citim programul. I-am numerotat. Cu A. Și din nou A, că sunt gemeni ca vârste. Așa, B, C. Și ce spune acum? Acum, zice... știind că suma vârstelor celor 4 este 9. Stop, până aici. Suma vârstelor este 9. Ne oprim așa. Ce trebuie să scriu eu? Să traduc. Cum să traduc? A plus A plus B plus C. Vezi? Prima relație. Prima informație. A plus A plus B plus C egal cu 9. Adică câți de A sunt aici? 2 de A. Deci e echivalent. Hai să scriem altfel. 2 de A. 2 ori A. 2 ori A, nu? Plus B. Să scrieți 2 A. Da, 2 A. Corect. Că tu înțelegi bine că 2 A înseamnă 2 ori A. Da. Plus B plus C egal cu 9. Și mai ai încă o chestie, anume că ce mai spune, ce informații mi spunea asta? Iar produsul vârstelor este dublu sumei. Adică dublu sumei cât ar fi? Dublu. Dublu. Lui 9. 9 ori 2. 9 ori 2. 18. Deci produsul lor, hai să zicem, ce ar însemna produsul? De desubt să scrii produsul. Primul copil A, celălalt ori A, încă o dată A. Sau A ori A, că tot A. A ori A. Ori. Sau A ori A în paranteză. Poți să pui și în paranteză, dar nu înțeles că nu are rost. Când e adunare, punem în paranteză, da? A. Deci, la mulțire, A ori A, cei doi, apoi ori B, produsul lor. B ori C. Ori C, egal cu? 18. Mai... Noi n-am făcut acum decât să traducem ce ne-a spus autorul.
Vezi care este partea importantă de început? Să înțelegem bine problema. Suma vârstelor este 9. Da. Apoi, produsul lor, deci înmulțite ele, înseamnă 18. Întrebarea este, acum, să se afle vârstele lor. Adică să aflăm pe A, pe B și pe C. Într-un fel nu ar avea toți 4, dacă i-ar dubla numărul, ar avea 18. Nu știu. Păi, nici eu nu știu. Ne aflăm amândoi în situația în care nu avem răspunsul. Dar trebuie să încercăm să chicim. Numai 2 sunt gemeni. Da? Celălalt B-ul e diferit de ce? Da, băi, trebuie să facem două. Deci B-ul și C-ul nu mai sunt egale. Nu mai sunt. Ori unul mai mare și unul mai mic. Hai să zicem că... Sunt destul de mici ca să poți să facă 18. La mulțire? Da. La mulțire. Ce numere la mulțire ar face 18? Doar nu. Deci la mulțire ar fi așa. 2 ori 9. Da? 2 ori 9. Egal cu? 18. 18. Acum, vezi tu că eu trebuie să am la mulțire aici 1, 2, 3. Numere. Una să se repete. Deci 18 și 2 ori 9. Egal mai departe cu. Hai să vedem pe 9 cum să nu mai putem scrie încât să facă 9. Cine la mulțire face 9? Cine la mulțire face 9? Da. Nu. Deci la mulțirea a două numere, cine două numere, care sunt două numere mulțite să facă 9? 3 ori 3. 3 ori 3. Da? Deci egal mai departe cu 2 ori 3 ori 3, da? 2 ori 3 ori 3. Egal cu 3 ori 3, 9. Măi, trag cu coada ochiului de aici, să văd ce se joacă aici. Pare a fi destul de interesant. Că cele 3, 3, cred că sunt gemeni. Cele 3, 3 pare să fie gemeni, că îmi place mie. Doamnă, da. Acum, nu, deși... noi 18. Numai bine ar fi. Deci 3, 3, așa simt eu. Simt eu așa. Așa ar trebui să asigur. A să fie. A. 3, 3, că avea nevoie aici în înmulțirea mea. Dar dacă facem 3 ori 3, 9. 9, 2, 8. Da, dar noi trebuie B-ul și C-ul. Cine ori cine aici să mai pune-o? Una poate să fie B-ul. Sau 1 și 2. 1 și 2. Excelent, că nu modificăm înmulțirea. Deci dau mai departe cu... Aici e poanta foarte importantă. 1 ori 2 ori 3 ori 3 și aici A să fie, da? A că sunt egali. Și acum, una să fie B-ul și alta C-ul. N-are importanță. B-ul și C-ul, că am spus că ele nu sunt egale. Ia să văd, am emoții mari. Eu am făcut șmecheria asta. Dar acum să văd dacă este adunate, adică... Da, 1 ori 2. Deci, toate adunate și facă 9? Păi da, trebuie să... De două ori au. Nicio problemă. E făcut. Este? 3 cu 3, 6. Se? 8. Și până 1, 9. Foarte tare. Păi dacă puneam 0 nu merge, făceam 0. Păi da, 0... are o vârsta 0. Adică nu e născut? Spune că e născut. Sunt 4 copii. Ea are familia. Spune-mi mie unde a fost șmecheria ta. Foarte tare. Deci ne-am apucat de problemă. Eram în ceață. Eram într-o situație foarte grea. Și ce am făcut aici? Măi, ce să facem, ce să facem? Hai să începem să mușcăm din probleme. Hai să o înțelegem mai întâi. Și am citit odată, două ori, după care am zis,
stai așa. Deci să notăm A, gemeni, vârsta unuia în geam A și până la cealaltă A. Ceilalți doi care sunt diferiți cu B, vârstele cu B și de cu C. Și tradus înseamnă așa. Unde a fost mi-idea foarte tare? Aura, urbe, orice. Produsul lor. Când spune produsul lor, A, ori A, ori B, orice, produsul lor. Să puteți să luați la ghicite. Da, să luați la ghicite. Dar nu, eu, crezi că am mers chiar la ghicite? Nu chiar. N-am mers la ghicite, că după ce am scris A, ori A, ori B, orice, fac 18. În momentul cel mai tare și că zic pe 18, 2 ori 9, da? 2 ori 9, cu 18 și 2 ori 9, încep să văd care și cum ar fi la înmulțire, să-i văd și cei 4 înmulțiți. 2 ori 9. Și pe urmă ce fac? Momentul foarte tare. Pe 9 la rândul, să văd cât ori cât se fac 9. 3 ori 3. Și 2. Și atunci, și 2 ori ăsta, Și atunci ai spus repede tu, 3 și 3 să fie au, că am nevoie, gemeni, ca aceeași vârstă. Dar acum mai trebuia B-ul și C-ul, mai aveam numai pe B2-ul. Însă a venit o idee trăsnet, că și unul dacă îl înmulțești cu orice număr, tot numărul acela, da? Nu se influențează. Deci unul nu influențează la înmulțirii. Și șmecherul de autor o băgată ca ascunsă ideea asta. Ia să văd și ei surprinde de 3-3 că au. Că unui B-ul, dar C-ul mai poate găsi, că îi mai trebuie un factor. Și atunci apariția lui 1 mă rezolvă pe mine, mă liniștește și îmi rezolvă și condiția de aici. Că dacă eu după toată analiza asta se întâmpla ca așa asta să nu fi verificat, spuneam, mai bine. Și reluam din nou și mai făceam altă analiză. Deci pe amândouă două condiții se îndeplinească. Concluzia de aici, care ar fi? A, gemeni, A egal A, egal 3. B-ul egal 1 an. Și C-ul egal cu 2 ani. Cine sunt, cine mai mare? Cine dintre ei? A. Adică? Cei doi gemeni. Gemenii au fost născuți primii, da? După aceea apare B-ul, C-ul și pe urmă A-ul. În concluzie, problema a fost B-ul și ultimul B-ul. Cel mai mic este B-ul. Ai putea să faci o problemă? Hai să ne gândim noi la o problemă. Acum pe loc. Deci noi ne gândim, repede, la o problemă asemănătoare. Asemănătoare cu asta. Tot patru copii. Vezi cum autorul, cum face în culise, că noi vrem să pătrundem mintea autorului. Vrem să învățăm din problema asta, dacă am înțeles-o bine, vrem să învățăm ca și vezi cum o altă problemă. Cu alte numere. Nu știi bine, că totdeauna noi ne opream aici și încercam să după ce am dezbătut-o bine problema, hai să ne gândim așa, gemenii să nu fie 3-3, să fie 4-4. Dar ar fi 4-4? Nu, hai să 5-5, să fim reași 5-5-25. 25. La gemeni punem 25. La unul din ei punem 3. Da? 3. Și la celălalt nu spunem nimic, ca să fie tot unul. Și acum, care ar fi suma lor? Care ar fi suma lor? Că noi în mintea aia avem acum, că autorul așa pornește invers mecherul. El a fixat. Primul e un an, al doilea e 3, apoi 5-5 la gemeni și compune problema. Suma vârstelor este? 5, 10, 14. Asta e. Deci, problemă propusă. Hai să zicem, problemă propusă. Po,
Popescu, Ionescu, nu are importanță familia, ci Ion. Ideea. Are 4 copii, da? Locusa. Suma vârstelor lor, cât este? Tu spui. 14. Deci A? A plus A, A plus B plus C, egal cu 14. Produsul vârstelor, 28. Produsul? Mai rău că mi-am visat. Cât e produsul vârstelor lor? 3? Nu. Dar ce număr mulțim? Păi eu știu, produsul vârstelor. Astea mulțite. 1 ori 3, 3. 3 ori 5 ori 5, 25. Da. 25 ori 3, 50, 70, 75 ori 75. Deci, produsul vârstelor, zicem și noi, produsul vârstelor, A ori A ori B ori C, egal cu? 75. Iată problemă cu propusă de noi. Deci, Popescu, familia Popescu are 4 copii. 2 dintre ei sunt gemeni. Suma vârstelor lor este 14 ani. Iar produsul vârstelor lor, 75. Ștergem câteva de prieteni. Nu știu. Ei nu știu problema. Le-am propus problema și ei trebuie să o rezolve. Îți închipul că te afli acum printre ei, printre prietenii noștri. Și așa cum am citit noi problema de mai înainte, în care se spunea foarte bine, și noi am modificat acum și am vrut să vedem cum a plecat autorul când am pus problema. Aici vrem noi totdeauna să ajungem. Cum i-o vii lui ideea? De la ce au plecat? Nu? Tot timpul suntem frământați de chestia asta. Iată, tu te aflești. Tu ce să faci aici? Rezolvitor ești acum. Și propunător, în culise, dar rezolvitor. Cum a rezolvat? Cum? Umblăm la 75. 75 egal cu... Că așa am făcut data trecută. 75 egal cu 25 ori 3. Așa. Egal cu 25 ori 3. Și dau mai departe cu... 25-ul ăsta... Împărțim la 2. Nu, 4. Nu, 25-ul ăsta. Cum îl poți scrie? Cât ori cât se facă 25? 55. Exact. Egal cu 5 ori 5 ori 3. Și iată cum ne trimite problema spre, iată, A. 55. Și atunci zic, mă, ce ar fi să fie ăsta? 5. A o să fie 5, trebuie să se repetă. B o să fie 3, dar ce o cât să fie? Că nu am. 1, că la mulțire ori 1 nu se întâmplă nimic. Deci asta e povestea. Ori 1. Și ce o să fie? 1. Dar emoția mare este acum. De ce? Pentru că nu știu dacă verifică și cealaltă. Ia să vedem. 10 plus 14. Așa am făcut noi problema. A treia, fă-o tu acum. Propune tu, fără nici ajutor de-al meu. Și tu, mergi la un capăt. Problema. Propusă, Marius, da? Băi, gata, te-am pus. Nu, Marius. Marius, da. Mario. Da, aici. Băi, de aceea am înțeles acum. Trebuie să o faci. A plus A plus B plus C. Da, ții pe numele, că nu merge așa. Sfixezi după șmecheria asta. Sfixezi exact.
Deci, mie spui A plus A, A plus, A plus, B plus C, egal cu... Nu dai la întrebare, nu mai le-ai văzut? Nu, le-am luat aici. Deci, ora te-ai gândit, problema, zi. Egal cu... 16. Și A ori A, produsul lor, ori B, ori C, egal cu? 54. Problema profesorului tine. Să-ți vede. E răzut. Nu mulțești pe cel care l-ai luat tu? Gata. Am văzut. Eu sunt rezolvitor, dragilor. E clar că nu știu numerele. Deci nu știu numerele. Și cum fac? 54. Am să scriu că este de 2 ori 27, nu? 2 ori 27. Și egal cu 2 ori 3 ori 3 ori 3. Că 3 ori 3 e 9, ori 3 e 27. Și acum... Doar 2 sunt gemene, nu? Numai 2 sunt gemene. Deci numai 2 sunt gemene. Mi-ai băgat cu 3 gemene aici. Da? 2. 2 gemene. N-am ce face, la 2 gemene iau pe cei 2 de 3. Da? Deci, iată aici, iată aici, unul să fie B-ul și cealaltă C-ul. Dar când am văzut B-ul tot 3 și cealaltă 2, îl bag cu cei 2 de A. Fac 3 gemene. Deci, sunt tripleți aici, se cheamă. Da? Deci, în condițiile astea, trebuie să vorbesc problema așa. O familie are câți copii? 4 copii. 4 copii. 3 sunt gemeni. Da? 3 gemeni. Suma lor este... 3 gemeni. Da? Suma lor cât este? 3 plus 3 plus 3... 9. Și cu 2? 16. Nu 16. Nu. Cum te-ai făcut altfel? Ai scris altfel? Am scris alte numere. Ce numere ai scris tu? Am scris alte numere și m-am corectat. Nu, nu, nu. Spune numerele celea care le-ai scris tu. Eu vreau să văd cum ai procedat tu. 5, 7, 2, 3. Cât? 5, 7, 2, 2. Ia să văd dacă 5, 7, 2, 2 merge. Cred că nu merge la mulțire. Hai să vedem. 4 ori 5, 4 aici, nu doar pe 4 ori 5, 20. 20 ori 7, 140. Deci dacă îmi dădea 140... 5 ori 7... 30. De ce 5 ori 7? 5 ori 7, 35. Și 35 ori 2 face 70. Și încă o dată ori 2, 70. 140. Că 70 ori 2. Adică de 2 ori 70. 70 plus 70. Tu ți-ai luat bine numerele. Dragule, dar ce înseamnă? Eștude, la înmulțire. Băi, ce bine îmi place că ai, ce mult îmi place că ai greșit, mă. Băi, ce mă bucur. Mă bucur extraordinar. Că ce trebuie să înțelegi tu de aici? Și să-ți spunem prietenilor roșu foarte clar. N-au voie să nu știi cu foarte multă precizie înmulțirea, pentru că în condițiile acestea, când ai scris ceva și te-a pus să faci, uite cât de frumoasă problemă ai făcut-o, ce tare, și din cauza greșelii acestea la înmulțire, că ceva bine numele 5, 7, 2, 2, mă bucur foarte tare că ai